Canicula din ultima perioadă a influențat și circulația trenurilor. Cele mai mari întârzieri înregistrate de garniturile feroviare care au tranzitat Valea Jiului au fost de 100 de minute. Da, da, sunt destul de frecvente datorită temperaturilor mari. Limitările de viteză apar și automat apar și întârzierile de tren. Nemulțumiți de faptul că au trebuit să stea prin gări sau trenuri, mai mulți călători au depus plângeri. În acest timp, șefii stațiilor CFR au precizat că nu ei se fac vinovați de întârziere, ci vremea caniculară. Plângeri mai sunt, dar nu suntem noi de vină că întârzie trenurile. Asta e linia. Dacă sunt temperaturile mari, trebuie limitări de viteză, că nu avem ce face. Un eveniment ceva mai deosebit s-a înregistrat cu câteva zile în urmă, atunci când pasagerii trenului ce pleacă spre Constanța au fost nevoiți să stea câteva ore bune în tren, în gara din Petroșani. De această dată, de vină, nu a mai fost canicula, ci necesitatea schimbării locomotivei.